Salutare, prieteni, și bine ați venit! Brandul SEAT tot timpul a însemnat tinerețe, efervescență, sportivitate și un design un pic mai special. Noua Arona încearcă și ea să adere la aceste idei de design, doar că într-un segment aglomerat, cum este acesta în care se află această mașină, segment ce cuprinde automobile precum Mazda CX-3, Nissan Juke, Suzuki Vitara, mașini care deja și-au făcut un nume, s-ar putea ca micuței Arona să îi fie destul de greu și ei să își facă un nume. Totuși, sunt sigur că micul SEAT are câteva elemente care s-ar putea să o facă dezirabilă pentru unii cumpărători. Haideți să o descoperim mai îndeaproape. Dacă partea din față a acestei mașini vi se pare cunoscută, este pentru că seamănă izbitor de mult cu partea din față a modelului SEAT Ibiza. Și, fun fact, se pare că Ibiza se pronunță Ibiza, SEAT Ibiza, se pare că este numele corect al acestei mașini, doar că eu nu sunt spaniol, așa că voi spune în continuare Ibiza. Cu Arona nu avem probleme, Arona este Arona, aia e. Dar da, cele două mașini împart elemente de design exterior și este evident acest lucru. Totuși, ăsta nu este un lucru rău. Ibiza, este o mașină care arată bine și, prin urmare, și Arona la fel. Recunosc că apreciez foarte mult faptul că mașina aceasta are faruri cu LED, conturul acela arată foarte bine și în întreaga gamă SEAT există acest contur triunghiular în faruri, făcut din LED strip, așa. Îmi place foarte mult cum arată. Din păcate, farurile cu LED sunt opționale, deci, dar arată bine. Și recunosc, sunt și fan al acestei grile, care are câteva elemente cromate, de plastic, dar cromate în ea. Deci, din partea din față, arată super bine. Diferențele față de SEAT Ibiza sunt mai evidente când privim mașina din lateral, pentru că aici ne putem da seama că Arona este un pic mai ridicată, are aceste bandouri de plastic care merg până în spate și mașina este, să zicem, per total un pic mai pregătită pentru a trece peste bordurile răutăcioase din București. Off-road nu cred că va face cineva cu această mașină pentru că tracțiune față și pentru că motor de 1 litru. Haideți să vorbim și de motor. Sub capota Aronei noastre se află binecunoscutul motor de 1 litru din concernul VAG. Noi am mai condus mașini din concernul VAG ce aveau acest motor, mă refer aici la Skoda Octavia și Skoda Rapid, spre exemplu. Motor care m-a uimit mai mult decât mă așteptam. În cazul de față, pentru că mașina are 1,100 tone, motorul acesta de 115 cai putere și 200 Nm e mai mult decât de ajuns și partea bună este că, în cazul de față, noi avem și o cutie manuală care este mult mai tare decât ne așteptam și care oferă o senzație la condus mult mai plăcută, ceea ce poate nu te-ai aștepta să găsești într-o mașină din acest segment. Nu, aceasta nu este o hieroglifă dată de druizii din țările nordice, ci este pur și simplu un X stilizat prin care cei de la SEAT încearcă să ne spună că mașina aceasta, pe care noi o avem aici, este SEAT Arona Excellence, adică nivelul de echipare Excellence. Și de aceea au pus această mică plăcuță cu un X, foarte stylish așa, foarte în spiritul brandului. Tot în spiritul brandului este și modul în care este desenat blocul optic din spate, cu LED frumos, ce mai, arată foarte bine această mașină din orice unghi ai privi-o. Mai țineți minte când portbagajul la SEAT se deschidea apăsând pe siglă? Vremurile bune. Acum avem un buton simplu, dar dacă ridicăm acest haion, vedem un portbagaj de 400 de litri cu o platformă de încărcare dreaptă, ce mai perfect pentru cumpărături în oraș, chiar pentru călătorii, dar cred că mai mult de 3 persoane n-ar putea să îndese bagaje pe aici. 400 de litri nu sunt foarte mulți, dar hei, e destul de încăpător pentru această clasă. În spatele Aronei este mult mai mult loc decât te-ai aștepta. O grămadă de loc la picioare, o grămadă și la cap, doar că nu avem guri de aerisire pentru cei din spate și vedeți aici o bucată de caroserie destul de mult ieșită în habitaclu, astfel că persoana care stă pe locul din mijloc va trebui să
stea cu un picior într-o parte și cu unul în cealaltă parte, ceea ce poate deveni destul de inconfortabil în timp. Totuși, există și anumite note practice. Poți foarte ușor să rabatezi scaunele, astfel având o platformă perfect dreaptă și dacă vrei să cari ceva mai lung, este foarte ușor. Când mergi la schi, este ideală această soluție. Interiorul SEAT-ului Arona este dominat de plastic, plastic dur. Avem aici pe bord, avem și pe consola centrală și aici în stânga vedeți un detaliu de plastic care încearcă să imite metalul, totuși este plastic peste tot. Pe ușă avem cam aceeași poveste, plastic peste tot și aici o mică zonă de atingere unde îți odihnești cotul, care este un pic mai moale. Dar în principiu, în mare parte, în această mașină se folosește plasticul ca material principal al interiorului, cred eu, pentru a salva costuri, evident, și greutate. Pentru că această mașină trebuie să aibă o masă cât mai mică pentru a avea și un consum cât mai mic și pentru ca motorul acesta de un litru să nu fie nevoit să depună prea mult efort. Sistemul de infotainment are un ecran de 8 inch, care este opțional și aici putem vedea că are funcții rapide către radio, media, putem selecta evident CD, card SD, două, USB, două și ele, Bluetooth și auxiliar. Evident putem conecta un telefon mobil prin Bluetooth, funcții comenzi vocale, iată, exemple. Conditioning functions cannot be operated by voice control. Ok, mulțumim. Navigația, care acum nu este disponibilă pentru că cardul SD cu hărțile nu este băgat în sistem, cred că de aceea nu funcționează. Sistemul Full Link, evident dacă aveți un telefon compatibil cu Android Auto, Apple CarPlay, puteți conecta prin USB la sistemul de infotainment acest telefon și toată interfața telefonului va apărea pe acest ecran. Informații generale despre mașină și meniul principal, unde putem selecta diferitele funcții mai sus amintite. Pentru că este o mașină cu spirit tânăr, SEAT Arona nu putea să nu aibă un wireless charging pad. Adică dacă eu îmi voi pune telefonul aici, evident telefon ce are wireless charging, veți vedea că va începe să se încarce. Iată, acum a început și avem și aici un martor care spune exact acest lucru. Trebuie să recunosc că apreciez foarte mult, chiar aș putea spune am o slăbiciune pentru ceasurile de bord pe care cei de la SEAT le folosesc în mașinile lor. Îmi place că sunt extrem de simple și folositoare, în stânga un turometru și în dreapta un kilometraj. Foarte ușor de citit, cu ace roșii, ce mai, denotă sportivitate, denotă spirit tânăr, denotă efervescență, exact cum trebuie să fie în SEAT.
În mers, Seat Arona are o surpriză plăcută pentru șofer și anume această cutie manuală. Tind să cred chiar că este aceeași unitate pe care spaniolii o pun și pe Leon FR. Nu sunt sigur de asta, dar la cum o simt eu și la cum îmi aduc aminte că se simțea și acea mașină, Leonul FR, s-ar putea să fie aceeași unitate. Și dacă este, e foarte bine, pentru că îți vine mai tot timpul să schimbi vitezele. Cursa nu este atât de lungă, e un pic sportivă, așa că îți vine să te joci puțin cu mașina. Evident, va trebui să turezi puțin acest motor ca să scoți din el cât mai mult, fiind un motor de doar un litru, dar e o plăcere să faci asta și e o plăcere să schimbi vitezele într-una cu această cutie. Cu ambreiajul m-am înțeles destul de repede, nu ca la Skoda, când tot timpul moare motorul pentru că nu îl simt unde prinde, aici nu este o astfel de problemă. ADN-ul tineresc și sportiv se simte și în direcție, pentru că această direcție parcă te implică mult mai mult în procesul de a conduce decât alte direcții care sunt complet decuplate de roțile față. Nu vă gândiți că este simți foarte multe prin volan, dar cu siguranță mai mult decât la alte mașini. Și asta îți dă o oarecare încredere atunci când conduci. Asta, evident, direcția și această cutie. Parcă e un sentiment plăcut. E o mașină parcă care a fost făcută de oameni cărora le place să conducă la rândul lor. Astfel că chiar și, să zicem, un simplu drum prin oraș poate deveni distractiv cu această mașină. Și asta îmi place foarte mult. Motorul, din nou, motorul de 1 litru, trebuie turat destul de mult. S-a început să alunece chestii de prin mașină. Nu este cel mai satisfăcător lucru din lume, dar după cum ați văzut în test drive-ul meu de la Octavia cu motorul de 1 litru, nici nu este o mare problemă atunci când vrei să depășești sau când vrei să... Mă refer aici la depășiri la viteze mari, pe autostradă, pe drumuri europene. Când vrei să depășești, motorul acesta nu are o problemă în a livra putere. Ce-i drept, nu într-un mod brutal, dar liniar. Astfel că știi foarte bine și este foarte bine că știi dinainte și este previzibil modul în care acest motor livrează puterea, pentru că așa îți dai seama, domnule, pot să fac depășirea asta sau depășirea asta nu pot să o fac. Știi foarte bine care este comportamentul acestei mașini. Asta e foarte bine. Mașina fiind un pic mai ridicată decât Ibiza, evident, suspensia este mai iertătoare. Astfel că în oraș sau oriunde există dâmburi sau anumite nereguli în drum, nu vei avea mari probleme în această mașină. Dar o suspensie confortabilă înseamnă că poate atunci când iei o curbă, ruliul va fi destul de mare. Nu este cazul, ruliul nu este atât de mare. Poate doar dacă intri într-o curbă cum este aceasta, la 90 de grade, mult mai îndrăzneț decât ar trebui. Să zicem că intri în treapta a doua cu 50 la oră sau ceva de genul ăsta, atunci o să simți cum mașina trage în exterior. Dar în principiu, șasiul e compus, astfel că, din nou, cel mai bun lucru este că nu te surprinde nimic, mă refer aici, într-un mod neplăcut. Nu știu, vreo subvirare care să apară de nicăieri sau vreun lag de care nu știai. Nu se întâmplă astfel de lucruri. Mașina reacționează cum te aștepți, cum ai ajuns să o cunoști în timp. Mașina noastră are cam toate jucăriile pe ea. Avem și sistemul audio Beats, care e bun, dar cred că e mai mult o chestie de marketing, acest sistem audio Beats. E bun, dar nu e... Bine, nu este un Bowers & Wilkins. Avem și ecranul de 8 inch, avem cameră pentru marșarier, avem senzori pe față, senzori pe spate, cruise control, faruri automate, clima automată. Avem o grămadă de tehnologie pe această mașină. Farurile cu LED pe care le-ați văzut și despre care am vorbit. Avem o grămadă de chestii. Toate aceste lucruri vin cu un preț destul de mare, dacă mă întrebați pe mine, pentru că
23.000 de euro cu TVA inclus e mult. Evident, îți poți lua un Seat Arona și la mai puțini bani, dar versiunea noastră, după cum spuneam, care este hiper echipată, mi se pare un pic cam scumpă. 23.000 de euro mi se par un pic cam mulți bani pentru această mașină. Acum a și pornit camera pentru marșarier, așa că de aceea mă uit aici, nu în oglindă. Ați auzit și senzorii de parcare ticăind pentru că mă apropiam de un obstacol. Totul a fost foarte lejer. Din nou, prețul de 23.000 de euro mi se pare un pic cam mare, dar cu siguranță dacă veți merge la anumiți dealer sau importatori, vă pot oferi mici afaceri, să zicem, mici discounturi pe aici, pe acolo. Acum, mă veți întreba de ce tot țin producătorii să pună motoare de 1 litru turbinate pe mașini. E nevoie de acest lucru pentru că în alte state ale Europei taxele sunt foarte mari, chiar și pentru motoarele de 2 litri, astfel că producătorii preferă să vândă motoare mai mici pentru ca astfel și cumpărătorii să fie mulțumiți că nu vor fi nevoiți să plătească impozite foarte mari la stat. Un alt motiv ar fi consumul, doar că, după cum vă spuneam, trebuie să turezi destul de mult acest motor ca să se întâmple ceva, astfel că eu am reușit cu această mașină un consum de aproximativ, să zicem, 7,9-7,8 litri. Zic să zicem pentru că acum consumul este undeva la 8,2, dar noi ne-am și oprit, am avut mașina în timp ce am filmat-o pe loc pornită și asta crește consumul. Am făcut și câteva accelerări pe aici, deci a fost un pic stresată, de aceea a crescut consumul. Dar într-o, să zicem, utilizare normală în oraș, undeva la 7,8 litri la 100 de kilometri, cam la asta ar trebui să vă așteptați. Eu cred că nu este rău, dacă mă întrebați pe mine, orice benzină care în oraș consumă sub 10 este mai mult decât ce trebuie. Așa că și în cazul acesta mi se pare consumul mai mult decât decent. Din nou, prețul nu mi se pare foarte corect, dar ce-i drept, mașina are destul de multă, de fapt, cred că brandul Seat este brandul cu cea mai mare personalitate proprie, tinerească și efervescentă din tot concernul VAG. Și asta îmi place foarte mult. Dacă până la Leon Ferre eu nu eram fan Seat, de la Leon Ferre încoace am început să devin fan înrăit Seat și Arona este încă un model care mă face să apreciez foarte mult acest brand. Prieteni, cam acesta a fost review-ul nostru pentru Seat Arona Excellence cu motorul de 1 litru benzină. Dacă v-a plăcut review-ul nostru, dați-ne un like. Dacă nu, e un buton și pentru asta. Și dacă vreți să vedeți și alte astfel de review-uri, atunci vă rog, abonați-vă, cu siguranță vom mai avea și alte surprize pentru voi. Așa că rămâneți pe eBlog Auto. La revedere!